Bine v-a regăsit, prieteni! Iată că am venit cu un nou proiect pe care l-am realizat anul trecut și sper să vă placă. Aici avem partea frontală unde avem o fântână destul de mare, câteva plante care sunt atât verzi cât și de culoare. Ele pot rezista și în timpul iernii, pentru că trebuie și iarna să avem elemente de verde în grădină. Sper să vă placă acest proiect, care se întinde pe o suprafață un pic mai mare, dar sper că o să vă placă și cum a fost amenajat. De aici, din spate, putem să ajungem în grădina principală pe acest paviment. În stânga și în dreapta avem plante, atât joase cât și înalte, care vor crește și vor obtura un pic vizibilitatea în grădină de către vecini. Luminile sunt puse și pe stâlpișori, iar în spate aici avem o mini fântână care arată foarte, foarte elegant. Am intrat deja în curtea principală, unde avem o zonă de citit o carte și în partea dreaptă vom vedea imediat și foișorul. Aici se vede și un iaz unde putem să punem pești și aleea din spatele casei. În afară acestui iaz pentru pești, acest foișor, plante, piatră spartă, gazon și foarte, foarte multe plante. Sper că v-a plăcut acest proiect și dacă doriți să vedeți și alte lucruri interesante, puteți să intrați pe canalul meu de YouTube. Aveți aici un link, puteți să îl accesați sau să intrați, este scris și în descriere. În rest, puteți să vă abonați și dacă eu postez, veți fi de fiecare dată notificați în cel mai scurt timp. Sper că veți intra și data viitoare sau dacă doriți, puteți să intrați pe următorul proiect care l-am aici sus și veți urmări și alte lucruri interesante. Vă mulțumesc!